Dragi prieteni, bine v-am regăsit la Drink Insider, dialoguri la distanță pe hotnews.ro. Astăzi îl am alături pe artistul vizual Ciprian Paleologu, lector la Universitatea Națională de Arte din București, împreună cu care voi discuta o temă extrem de rar dezbătută în universul vinului, și anume imaginea și aspectul vizual al vinului și câtă importanță prezintă lucrurile astea în decizia de cumpărare, în preferințele consumatorilor. Dar înainte de orice altceva, bine te-am găsit, Ciprian. Te salut, Răzvan, te salut cu drag și pe toți cei care ne vor vedea și asculta. Și o să povestim câteva lucruri interesante împreună. O să fie ceva super spectaculos pentru unii dintre ascultători și pentru unii probabil că o să fie lucruri mai cunoscute. Da, aș vrea să facem o discuție de data asta care să nu fie neapărat un interviu. Aș vrea chiar să schimbăm câteva idei și ți-aș propune să începem discuția de la următoarea realitate mai tehnică din lumea vinului, și anume, bănuiesc că de multe ori ne uităm pe o etichetă de vin și observăm câte o bulină sau câte o medalie și o mențiune acolo, 85 de puncte, 87 de puncte, 90 de puncte luate într-o competiție internațională sau națională. Nu știu câtă lume știe că există un standard de notare a vinului pe care îl face Organizația Internațională a Aviei și Vinului, OIV-ul. E practic o fișă de notare standard. În orice concurs de vin, orice degustător profesionist e obligat să noteze vinul conform acestui standard. Ei bine, pe o fișă de tipul ăsta, hai să facem un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm un vin perfect, un vin de 100 de puncte, fiindcă punctajele merg până la 100 de puncte maxim pe fișa asta. Ei bine, din aceste 100 de puncte, doar 15, maxim 15 puncte, 15% practic din notă, se acordă pentru aspectul vizual al vinului. Mă refer pentru aspectul culoare, Culoare. limpiditate a lichidului. Da. Nici măcar nu vorbim de etichetă. Eticheta nici nu există. Sticla nu se vede, practic. Degustarea se face în orb. Nu. Aș vrea, în primul rând, opinia ta. Cum ți se pare ție decuplarea asta atât de brutală a aspectului vizual a vinului de evaluarea lui de către niște profesioniști? Cred că asta e cumva un fel de moștenire istorică și rădăcinile alea au rămas destul de lungi, iar oamenii din zona vinului țin foarte tare de ele, adică își apără un teritoriu, cum ar veni. E foarte greu și pentru ei și știm foarte bine amândoi că în zona asta a vinului, mai ales în România, imaginea, conceptul etichetei, imaginea vinului e văzută la și altele, din păcate. Adică la noi nu există o cultură foarte bine așezată din punct de vedere al îmbrăcăminții unei idei, pentru că vinul în sine e o idee. Și tocmai din cauza asta, la concursurile respective, se merge cumva unilateral, se judecă vinul. Dar vinul doar în ideea ce iese din boaba de strugure până intră în sticla de vin. Se judecă Adică lichidul, substanța. lichidul, exact. E o perspectivă destul de unilaterală, dar hiperprotectivă. Eu nu cred că o să se schimbe până și punctele astea parcă sunt la ele n-au contribuit și știi foarte bine în notarea lor, în sistemul lor. N-a contribuit un om sau mai mulți oameni care aveau o aplicare și spre zona asta a idei complete de vin. Probabil că s-a păstrat gardul ăsta de împrejmuire pe care unii chiar îl apără cu ferocitate. Deci, pe tine, în principiu, nu te
încântă sistemul acesta oarecum, nu știu, contabilicesc, să zicem, matematic, ingineresc de automat, fiind un om din zona pur vizuală, nu mă încântă. Pot să-l înțeleg. Adică pot să-l înțeleg, pentru că oamenii din industria vinului au și ei părțile lor de vină, cu ghilionele de rigoare. Dar nu mi se pare ok, pentru că nu judeci întru totul un concept. Și știi foarte bine că există separat concursuri în lumea asta mare de concepte și etichete de vin, unde sunt specialiști în zona asta, dar culmea e că acei oameni invită mai mulți oameni din cunoscătorii de vin sau din specialiștii de vin. Vedeți că relația e ambivalentă aici și doar într-o singură direcție în partea cealaltă. Adică unii au pălării, alții n-au. Sau au cel mult o șapcă, ca să zic așa. După mine ar trebui să fie văzut într-o perspectivă largă. Așa cred că e bine de văzut. Bun, acum eu aș porni de la următorul paradox. Sigur că un profesionist va evalua vinul dând eticheta la o parte, dând forma sticlei la o parte, dar asta înseamnă practic degustare în blind, nu vezi sticla, nu vezi eticheta, știi foarte puține despre lichidul respectiv. Dar un consumator se află într-o situație cu totul și cu totul diferită. Uite, eu de multe ori intru în magazine de vin specializate sau mă duc în supermarketuri, la rafturile acelea enorme de vin, unde apar nenumărate vinuri noi cu o viteză foarte mare, enorm, da. Producători din România, importuri, nu mai vorbim. Exact. Și sigur că oricât aș vrea să fiu de bine documentat, sunt sute și sute de sticle și de etichete pe care nu le cunosc. Și vreau la un moment dat să încerc lucruri noi, că asta e plăcerea mea. Iau decizia de a alege un vin sau altul 100% vizual. Corect. 100% după ce senzații îmi trezește mie o formă de sticlă, o culoare a lichidului. E foarte adevărat. Mă rog, e un întreg halou care de mesaje vizuale care mi se transmit. Deci, paradoxul de la care pornesc eu e următorul. Un profesionist, într-o evaluare în blind, va da maxim 15% importanță aspectului vizual al vinului și zero importanță etichetei și sticlei, iar eu, consumator, voi da 100% importanță aspectului vizual într-un anumit moment. Bine, cel dacă puțin într-un prim pas, ca să zic așa. Da. Bun. Excludem situația în care cunosc vinul sau cunosc Corect. Producătorul. Și mă duc direct la sticla respectivă. Da, ai dreptate. Dar sigur că unii vor argumenta, bun, asta e o abordare oarecum ipocrită, că tu știi multe despre vinuri și, bun, poate că știu, dar nu știu nici 1% din ce se poate ști. Asta e adevărul. Nu, dar Răzvan, vreau să spun ceva. Toți umblăm până, sau mai mult umblăm până retail-uri și până magazinele mari. Și să știți că unul dintre modurile de a vedea cum reacționează oamenii e să stai mai mult timp și să urmărești reacțiile. Îți dai seama că sunt foarte mulți care nu au nicio treabă cu o cunoștință a unui vin și vin exact cum ai spus, ca în fața unei vitrine, ca în fața unui raft de cărți. Și aleg pe baza a ceea ce văd în primul rând și nu pe baza a ceea ce știu. Deci din punctul ăsta de vedere, a elimina factorul vizual al conceptului sau al ideii unui vin e cea mai mare greșeală. Apropo de concursurile de vin, poate ar trebui să zic așa. Mergem până la pragul maxim de X puncte, care înseamnă partea lui de vin, și după aia mergem încă un segment, ce înseamnă partea de concept și partea vizuală a acelui concept. Deci ca la patinaj, partea artistică, partea tehnică. Adică degeaba îi povestesc unui om că
un bătrân de 80 de ani face flotări ca la 10 ani, dar el rămâne tot un bătrân de 80 de ani. Da? Aici e problema. Și cred că vine din protectivitatea asta a oamenilor, din vin tehnicitatea și protectivitatea. Da, sigur, e o industrie foarte specializată, ca să zic așa, care își apără hotarele. Bineînțeles. Dar acum, ne încercând să aruncăm nicio anatemă în stânga sau în dreapta, eu aș face și următorul exercițiu de imaginație. Am ales un vin, precum ziceam mai înainte, după niște criterii din astea subiective, vizuale. Nu știu, mi-a plăcut culoarea la un roze sau mi-a plăcut forma sticlei sau mi-a plăcut eticheta sau pur și simplu, cum să spunem, mi s-a pus pata pe vinul respectiv. Sunt curios. Da? Mă duc acasă, bun, îl cumpăr, mă duc acasă și îl deschid. Îl gust și se pot întâmpla două situații, nu-i așa? Aia în care pur și simplu zic, formidabil, exact ce mi-am imaginat când m-am uitat la sticlă și desigur situația în care sunt total dezamăgit, ori de calitatea vinului, dar nu neapărat întotdeauna pot fi dezamăgit de calitatea vinului. Pur și simplu mă aștept, nu e foarte limpede de ce, e o chestie foarte... E o nuanță. Aici, da. Mă aștept la altceva. Spre exemplu, sunt mulți consumatori care cumpără, dau un exemplu clasic, să zic așa, cumpără Pinot Noir, fără să știe foarte bine ce înseamnă soiul Pinot Noir, și când îl pun în pahar, constată că e o culoare roșu, deschis, așa, oarecum spălăcit chiar câteodată, și zic, Dumnezeule, am dat atât de mulți bani. Pinot Noirul în general nu sunt vinuri ieftine, mai ales cele de la producătorii mari, și dacă nimerești unul din Burgundia, ăla ești. Și zici, Dumnezeule, câți bani am dat pe un vin care... Ce-i culoarea asta? Asta vreau să te întreb. De ce judecăm, de ce facem conexiunea asta între culoarea vinului, a vinului? Nici nu vorbesc de eticheta aici. Da. Și gust și așteptările noastre. De ce îmi place, spre exemplu, la roșu? Nu neapărat mie. Constat chestiunea asta, că ne place de multe ori mai mult un vin mai închis la culoare. Sau la roze nu prețuim atât de mult acele rozeuri eterice, foarte, foarte fine și deschise la culoare. Ne plac astea mai intense. Ce e? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Păi, în primul rând, e un fel de bagaj cultural. Foarte mulți asociază, și știi foarte bine că încă există denumirea de vin negru. Adică am luat un vin negru. Vin negru nu există. Negru nu există ca culoare în sine. Deci încă avem acest rucsac cu pietre în spate, în care cu cât e mai întunecat, ar trebui să fie mai bun. Probabil că dacă acel vin se duce înspre un roșu, exact cum spuneai, al unui Pinot Noir sau unui Shiraz sau mai știu eu ce, mulți îl asociază cu ceva care nu e ce trebuie să fie. Devine pe un background ăsta pur și simplu de necunoaștere, deși cultural e destul de bogat. Adică el vine pe partea culturală că vinul trebuie să fie închis, dar dintr-o zonă care e fără fundament, și se așează pe această lipsă de educație sau de cunoaștere în ceea ce înseamnă în realitate tipurile de vin sau ce tipuri de vin și ce culori au. Pentru că, în mod normal, dacă îi pui aceleași culori asociate pe un tricou sau pe o etichetă de, nu știu, de nuci sau de ce-o fi, e cu tot o altă senzație. Dacă bagi un om într-o cameră roșu întunecat spre negru, pe el o ia razna, în 20 de minute e gata. Vin cei cu mânecile lungi și îl iau de acolo. Da? Deci contează foarte mult lucrurile astea din punctul ăsta de vedere. Și după aia, ca la Pavlov, el asociază, de exemplu, dacă a luat un vin de pe raft care avea un anumit tip de etichetă și nu a fost ceea ce se aștepta, partea vizuală se asociază cumva cu partea cealaltă de gust și ajunge să formeze un binom. Și niciodată probabil nu se va mai îndrepta spre acel indiciu. Deci există clar o suprapunere până la urmă în conștientul nostru a acestui binom. Da. Imagine, gust. Da.
imagine, senzație gustativă, olfactivă, mă rog. Cu siguranță și împreună cu încă ceva, ce am vorbit, că sunt acele moșteniri, acele depuneri, ca la vin. Sunt niște depuneri culturale care vin în funcție de unde a trăit sau de unde a crescut fiecare, ce știe, ce a învățat, referitor la ce spuneam mai devreme, negru, roșu. Sunt culturale sau sunt atavice chestiile astea? Cred că sunt și. Deci mie mi se pare că sunt provin de mult mai multe zone. Adică am auzit de atât de multe ori, mă întorc la povestea aia cu vinul negru, încât e aproape de stăpânul inelelor mai mult decât de lumea vinului. Da, de altfel ăsta e un reproș clasic al consumatorului care nu înțelege Pinot Noirul, că eu tot revin la exemplu. Da. Pinot Noirul ăsta eu credeam că e negru. E asta. E cu roșu ăsta deschis la Pinot Noir. E ceva defect aici. Cred că oricum o să se va schimba numele de Pinot Noir în linia ce se întâmplă acum, în zona contemporană a societății. Se va numi exact un Pinot mai deschis, să zic așa. Mai deschis. Da. Bun, acum poate eu ar fi trebuit să precizez de la început pentru cei care ne ascultă că tu ești un artist vizual, dar nu ești deloc străin de lumea vinului. Tu lucrezi de foarte mulți ani cu cei de la Crama Oprișor și ești, ca să zic așa, autorul moral cât și efectiv al multor game de, mă rog, etichete, a multor game din... Da. La ce ai lucrat în decursul timpului? Care sunt, ca să zic așa, care e portofoliul tău de... Aici l-aș împărți în două zone, să zicem. Aria lucrărilor care le-am făcut când deja exista un concept sau o idee. Și aici poate să fie chiar prima colaborare din 2008, Eroticon, unde lucrările de pe etichete sunt desenele mele. Și tot în această zonă e rebranduirea de la gamele de retail Măiastru, Caloian. Dacă e să ne gândim la ultimul produs al Cramei Oprișor, Pasarovitz 300, cel cu 300 de ani de la Pacea de la Pasarovitz. Iar dacă ne ducem spre cealaltă zonă de artă și vin, care e cea mai spectaculoasă, pe lângă Eroticon, aș mai spune, și aici sunt lucru direct, adică luat de la zero, absolut conceptul, e Nenumita, e Cutia Paleologul, care după mine cel mai spectaculos concept de artă și vin, e Ispita by Liviu Grigorică, la fel o idee și complicată și subtilă, și Mai e un vin care nu-l cunoașteți, un concept care va apărea în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Și chiar uite, în premieră la tine pot să spun... Ascult cu atenție. Eram sigur. O să descoperiți într-un viitor foarte plăcut, ezoteric. Deci ceva care nici nu vă puteți închipui că există. Și la nivel vizual și la nivel gustativ. Deci cam asta ar fi. Da, e o premieră. Ok. Am uitat, că sunt mai multe, uite, și gama cu Pola Sanctis a fost o rebranduire în care am lucrat în mod direct la ea. Cu Pola Sanctis, sfinții, cum s-ar zice. Da, sfinții. Mai bine sfinții, pentru că vezi, apropo de asta, uite, cu Pola Sanctis e mai aproape de cum arăta înainte gama și sfinții e mai aproape de cum arată acum. Deci ca subtilitatea termenilor. Corect. Acum, din toate gamele pe care le-ai pomenit tu, eu aș vrea să mă leg de una care e extrem de aproape de sufletul meu, ca să zic așa, într-un mod absolut subiectiv, și anume acel proiect numit Ispita, fiindcă el nu e un vin. Ispita e un concept, e un proiect mai complicat. Larg, exact. Sunt șase vinuri care apar la intervale neștiute de nimeni, neprevăzute de nimeni, ca să zic așa. Nici compoziția vinurilor nu se știe, totul e
extrem de misterios. Da. Toată povestea a început în 2013. 2013 a fost prima literă. Atunci a început conceptul de ispit. Deci, practic, sunt 6 vinuri. Fiecare literă din cuvântul ispita își adjudecă câte un vin. Și au apărut, exact, nu? 3 până acum. Primele 3. Da. Tu cunoști, evident, finalul acestui film, că e ca un film, e ca un film cu mai multe episoade. Da, e o saga, ca să zic așa, vin serial, să-i spunem așa, din cele calitative. Și 2013, 2015 și 2019 au apărut cele trei litere, Iu fiind chiar primul dintre cele două Iuri, pentru că ispit are două Iuri, e cel inițial. Și până să mă întreb mai multe despre lucrul ăsta sau despre ce crezi că e de vorbit în conceptul respectiv, vreau să spun că fiecare literă are atașată o noțiune. Iu are o noțiune, Su are o noțiune, P are o noțiune, P e de la putere, I e de la iluminare, Su e de la savoare, primul, exact. Și au un rost, pentru că iluminarea, de ce e prima literă cu tipologia respectivă? Ca așa începe creația, o vorbă de o iluminare. Nu știi dacă e din zona dumnezească sau a unei haite de dragi, ca să zic așa. Dar cu o iluminare începe creația. Oricum, mie îmi place în primul rând la conceptul ăsta faptul că e pentru prima oară când pe o gamă de vin, pe niște etichete a unei game de vin, nu există în prim plan brandul producătorului. Dacă stai să te uiți acolo, nici nu știi cine e producător. Habar n-ai că e Crama Oprișor. Exact. E enologul în prim plan, sigur că scrie ispita by Liviu Grigorică. Și practic lumina e pusă, reflectorul e pus din cu totul alt unghi. Așa percep eu și asta mi-a plăcut mie teribil. Chiar așa e. Cred că sunt foarte mulți enologi de valoare în România care ar trebui să fie în prim plan și ei nu sunt. Ăsta e un gest oarecum reparator, după părerea mea, pe care îl face Crama Oprișor. Practic, producătorul se dă doi pași în spate și lasă în fața scenei enologul. Creatorul de vin, exact. Creatorul de vin. Mie așa îmi place să-i spun, creator de vin. Creatorul de vin și, sigur, pe tine, creatorul etichetelor. Acum, eu te-aș întreba, ca să zic așa, e ca un test psihologic, dacă ar trebui să mi-l faci tu mie. Te rog. Eu când mă uit la etichetele astea trei, iluminare, putere sau oare, primele trei apărute, pe mine mă atrage teu, puterea, al doilea. Oare de ce? E ceva în neregulă cu mine sau e bine? De bine e bine, e bine, dar ieși din medie, adică în medie, pentru că aici sunt niște indicii strict compoziționale. Provenind într-o zonă de asta hiperteoretizată din punct de vedere al imaginii, în toate conceptele mele folosesc această bucătărie internă. Și de ce zic eu că ieși din medie? Pentru că majoritatea se stabilizează pe S. Litera S e, okay, e simplu. Litera S e acea literă dintre toate cele trei care, pe lângă axa de simetrie puternică, are și două sectoare circulare, unul superior, unul inferior, neînchise, dar ochiul oricum, percepția vizuală închide acele perimetre. E cel mai stabil dintre toate, păcând P-ul, spre care tu te îndrepți, e exact invers. E asimetric, e sensul gravitațional inversat, adică ai partea mai grea sus. De acord. E destul de mult descentrat, pentru că acel leu care stă pe o formă de mână mănușată
tinde să deschidă compoziția și nu să o țină închisă. De-aia zic eu că tu ești cumva dintr-o clasă mică a celor care din cele trei vinuri, văzute toate imaginile din față, se duce spre a treia etichetă P. Bine, acum explicația mea e mult mai prozaică și anume mi s-a părut o suprapunere perfectă între denumire și imagine. Da, uite, vezi, deja aici e o judecată dincolo de cea vizuală. Corect. Deci ar putea să fie la al doilea pas. Și aici, știi cum poți să faci și o probă? Puneți cele trei sticle, dacă le mai ai, așa, pune-le în linie, încearcă să ștergi memoria și închide și aprinde lumina în camera respectivă. Să vezi unde se duce prima dată percepția vizuală. La tine deja e formată în zona aia, deci o să fie puțin bruiat experimentul. Dar altfel, acolo se duce. Bun. Ascultând argumentația ta, îmi vine să te întreb, există rețete magice, sigure, certe pentru a face o etichetă de vin? Culori, forme, mesaje care merg la sigur, ca să zic așa? Există niște parametri care vin într-o zonă clasică și antrenată a văzului sau a vederii, pe care poți să le folosești. Deci un specialist în zona asta le va folosi întotdeauna. E un fel de... Există o carte, Geometria secretă a pictorilor, de Charles Boulleau. Și e foarte interesant de parcurs. Sunt și alte studii de genul ăsta. În momentul în care ai toate lucrurile astea, poți și cred că și trebuie să te folosești de ele. E ca și cum sub o imagine ai avea o întreagă schelă. Și schela aia e făcută atât de bine încât te ține acolo sau te plimbă pe unde vrea ea. Nu te lasă, nu e o întâmplare. De asta zic eu că eu nu le privesc ca etichete, eu nu le-am privit niciodată ca etichete. Pentru mine sunt niște creații vizuale și conceptuale în sine. Când vorbesc de creația în colaborarea mea cu Crama Oprișor, vorbesc de, dincolo de creația de imagine, e conceptul. Exact ca la cum vorbeai de ispita Bailiviu Grigorică, e conceptul de la zero până la ultima închidere a cutiei, dacă vrei să vorbim. Adică trebuie să fii hiperatent cu toate aspectele astea ca să iasă ceva de mare ținută din punct de vedere conceptual. Acum îmi vine în minte următoarea întrebare, mă rog, neplăcută. Cum îți imaginezi tu, vinul ăsta, să zicem, a treia etichetă, savoare, da? Către care teoretic ai demonstrat tu cu argumente tehnice, ca să zic așa, că ar trebui să se îndrepte ochiul majorității privitorilor. Mai puțin ăștia mai ciudată. Bun. Cum îți imaginezi tu vinul ăsta evaluat într-un concurs de vinuri? E ca și când ai da jos de pe o regină toate bijuteriile, coroana, toate hainele și ai duce la o evaluare din asta a unui osteopat, nu știu cum să spun, dacă are coloana dreaptă, dacă n-are un umăr mai sus și unul mai jos și ar da o notă pur fizică, ca să zic așa, omițând toată magia asta de care vorbeam mai devreme un pic. Hainelor, a bijuteriilor, a parfumului, Dumnezeu știe, da? Lucruri care merg împreună. Da. Mi se pare o barbarie. O imagine foarte nedreaptă, o barbarie, corect. Da, mi se pare o barbarie și aici nu cred că o să se schimbe mare lucru. O să schimbe dacă oamenii din interiorul industriei, sau nu neapărat al industriei, al mediului,
greșesc cu termenul industriei, din area asta a mediului vinului, unde intră și specialiști, unde intră și iubitori și cunoscători, mai mult sau mai puțin avizați, unde intră cei care fac imagine sau fac concept și așa mai departe, ar ajunge împreună la un fel de pax eternă, adică o pace benefică comunității. Deci un fel de oraș ideal, ideal city, în care toți ar trebui să ne punem unul în fața celuilalt și să dăm importanța care trebuie fiecărui segment, pentru că ai zis foarte bine. E o imagine, după mine, hidoasă să dezbraci un vin de conceptul lui care vine dincolo de lichid, de substanța enologică. Bun, acum întrebarea care apare oarecum o decantez eu din ce ai spus tu până acum. Mm-hmm. Există oare și o problemă de lipsă de cultură, între ghilimele, mm-hmm. am pus cuvântul cultură, de mentalitate, de concept în industria de vin? E oare a ajuns oare consumatorul, că știi cum se spune, că nu se vinde vinul fiindcă nu e consumatorul destul de... Ca la programele televiziunilor. Le dăm ce cer acei consumatori, da, știu ce. Nu e consumatorul educat, deci, Doamne. Acum exact. Eu te întreb, nu cumva e o problemă de educație și a producătorului acum? Fără să emit o judecată, sper să nu pară prea dură, dar chiar e. Adică eu sper ca producătorii să treacă peste înghețarea asta în care să manifestă, să aibă puțin mai mult curaj, că e o zonă de curaj, să-ți dai seama în ce stadiu te afli și să poți să te educi mai întâi pe tine până să ceri educația celorlalți. E o chestie de mie mi se pare de bun simț. Fiecare dintre noi trebuie să ne știm într-un fel măsura, să ne demonstrăm în ceea ce facem în timpul în care existăm și acolo unde nu ne pricepem sau nu avem intersecții, să manifestăm lucrul ăsta, să apelăm la oameni care sunt foarte buni pe partea respectivă. Și așa cred că o să educăm, o să ne educăm și pe noi și o să începem să educăm așa zisul public. Cu alte cuvinte, să înțeleg că tu când te uiți la un raft cu etichete, hai să ne limităm la producătorii din România, ca să nu facem generalizări excesive. Să generalizăm, dar doar un pic. Da. Cu toate că generalizarea e, ca să zic așa, dușmanul inteligenței. Mm-hmm. Dar trecând peste chestia asta, tu când te uiți la un raft cu etichete de vin din România, care e în general impresia care ți-o formezi? Cam ce procent te atrag din aceste, câte etichete ai duce la tine acasă? Și nu vorbesc aici cu artistul din tine. Da, înțeleg ce spui. Înțeleg ce spui. E un interval destul de larg. Văd și lucruri de calitate. Din păcate, ele sunt cele mai puține din segmentul ăsta. Văd foarte multă banalitate și siguranță, dar siguranța unui om fricos. Adică văd tone de aur, de argint, parcă suntem într-o curte a unor populații conlocuitoare, ca să zic așa, că înțeleg de chici, practic, tu vrei să spui chestia. Exact, asta. Exact. Văd lucruri care nu se potrivesc și am vorbit mai devreme. Câteodată trebuie să te gândești destul de bine cum asociezi unui vin o anumită imagine sau o anumită culoare sau o anumită compoziție. Sunt foarte multe lucruri disonante la nivel
dă maximă perspectivă asupra unui raft de vin. Putem să stăm, am putea să vorbim despre asta la infinit. Nici nu e rolul meu acum să analizez fiecare imagine pe care o văd pe o etichetă, dar spun, Răzvan, am văzut niște aspecte care aproape că încep să plângi în fața ei. Nu știu dacă asta a fost dorința producătorului, să te duci ca la icoane să-ți vină să plângi, dar din partea negativă, nu din partea pozitivă. E foarte mult bruiaj vizual și, cum ți-am spus, e foarte multă siguranță spre frică. Adică înțelegerea asta că, de exemplu, bun, francezii au un anumit tip de punere în pagina a imaginii. Australienii merg spre o anumită zonă, America de Sud spre o anumită zonă. Dar tu ești aici într-un alt tip de areal și trebuie să te gândești cum faci ca să devii și extrem de personal, pentru că orice cramă, cred că asta își dorește, să se arate într-o lumină bună, nu? Într-o lumină care să nu fie una banală. Eu văd foarte multă banalitate în rafturile magazinelor noastre. Unele chiar sunt duse, nu dincolo de banalitate, ți-am zis, există și dacă ar fi să facem, cum spuneai, să faci un clasament ăsta doar cu imagine și nu cu vin, ai ajunge în niște situații absolut jenante. Deci, cu alte cuvinte, tu sugerezi că există destul de multe vinuri bune cu etichete foarte urâte. Foarte urâte, foarte banale, foarte înghețate. Banale. Da, deci sunt, nu că sunt și urâte, adică sunt și etichete urâte. Există estetica urâtului, așa cum există estetica frumosului. Deci, dar aici ține, iar mă întorc la ce spuneai și aveai mare dreptate, la primii care trebuie să ne educăm suntem noi. Deci și producătorul trebuie să gândească foarte bine ecuația punerii în peisaj a unui produs al său. Ok, aș rămâne cu concluzia și mesajul ăsta foarte generos că până să cerem consumatorilor de vin să fie educați, ar trebui să avem un anumit tip de educație la nivelul producătorului. Cu siguranță. Și vorbim nu numai de aspectul tehnologic, gustativ, a lichidului din sticlă, vorbim de imagine, vorbim de concept, vorbim de experiența vinului în general. Cred că ăsta e termenul, ăsta ultimul folosit e foarte bun. Experiența vinului în general sau experiența vinului cu totul. Da. Cred că asta e. Practic să nu disociem substanța vinului de spiritul vinului. Exact, exact. Da. Ok. Ciprian Paleologu, artist vizual și lector la Universitatea Națională de Arte din București, a fost astăzi într-o dezbatere, dialog prietenesc cu mine pe subiectul extrem de generos al imaginii și aspectului vizual al vinului, al sticlei, a etichetei, o zonă destul de neglijată de către foarte mulți producători. Îi mulțumesc foarte mult pentru informațiile foarte profesionale pe care mi le-a dat și extrem de personale în același timp pe subiectul ăsta. Îi promit că vom reveni și vom mai face cel puțin o discuție pe subiectul ăsta, fiindcă el e departe de a fi epuizat. Și nu în ultimul rând îi mulțumesc pentru timpul acordat. Și eu îți mulțumesc, Răzvan. Sper că pentru cei care ne-au privit și ne-au ascultat e un dialog extrem de plăcut și care, așa cum spui, poate să continue. Pentru că avem multe lucruri de vorbit în aria noastră. Cu certitudine. Ne vom revedea. Toate cele bune. Toate cele bune.